Aș vrea să chem în fața dumneavoastră o doamnă care cântă foarte frumos, este din Israel. Vino în coace, te rog, aplaudați-o, vă rog, e mult mai bine. Tu poți să-l uiți acum când Israel este Weinberg și în România era Răbanu. Răbanu? În România și aici e Weinberg. Weinberg? Da. Weinberg. Cine cântați? Da. Deci am onoarea și sunt tare mulțumită că sunt alături de voi. Mă simt din nou acasă. Am să vă cânt și am să-ți cânt și am să vă cânt o piesă a lui Șervan Georgescu, care ți-ți place foarte mult, în amintirea lui, și se cheamă Vreau, nu pe mine, se cheamă Vreau să te uit, știm noi. Și Marius Teicu, nu-mi plăi bine. Da, vreau să vă spun că regretatul Șervan Georgescu, prietenul meu, a scris două piese atât de frumoase, anul trecut s-a dus dintre noi și trist a plecat din viața asta el. Pentru că, într-un fel fericit și într-un fel trist, pentru că după lungi așteptări, soțioara lui, o fată foarte frumoasă, i-a dăruit un copil și nici la un an de zile s-a dus dintre noi. Un copil atât de frumos pe care l-a botezat exact cum mi-am dorit eu, Alexia, da? Și acolo unde este sus, acum poate ne privește, pentru că muzica lui va fi nemuritoare. Totdeauna Șervan Georgescu ne-a dăruit șlagere. Acum o ascultăm pe domnișoara Weinberg în interpretarea acestui cântec. Aplauze pentru ea! Știu că îți place foarte mult când te costă. Așa de tare m-am bucurat și așa de tare am așteptat să vin să vă cânt la scenă în Tel Aviv, pentru că la petrecere am tot cântat. Dar viața noastră este scena. Mergem pe drumurile noastre.